Ninsoarea puternică a afectat activitatea aeroportului internațional din Iași, astfel că mai multe aeronave care urmau să decoleze în această dimineață de pe aeroportul din Iași au fost blocate timp de câteva ore din cauza viscolului. Noaptea trecută, drumul spre aeroport a fost blocat de mai mulți copaci căzuți pe șosea. Persoanele aflate în autoturismele care circulau spre aeroportul din Iași au fost nevoite să meargă la pas prin troiene. Totodată s-a zburat în condiții de siguranță pe aeroport. Până la acest moment avem 7 întârzieri pe plecări, 6 fiind pe curse externe. Cea mai mare este de peste 4 ore spre Paris. Mai sunt anunțate 2 anulări pentru Veneția și Memmingham. Alte 2 curse au fost anulate după miezul nopții dinspre Bologna și Luton și una dinspre Roma la prânz. Date fiind condițiile meteo, este foarte probabil ca programul de zbor să sufere modificări în cursul acestei zile. De aceea, recomandarea noastră pentru pasageri este să urmărească situația curselor pe website-ul nostru și să mențină legătura cu operatorii.